Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție de Vorbă cu Românii. Așa cum v-am obișnuit în fiecare seară, duminica, începând cu ora 20, iată, linia telefonică este deschisă, puteți intra în legătură cu noi, este așadar emisiunea dumneavoastră. Ca și teme în această seară vom avea mai multe, vom aborda și iată vom vorbi despre ce s-a întâmplat ieri legat de meetingul de ieri, de avalanșa de telefoane și de mesaje pe care le-am primit, vom vorbi despre nemulțumirile față de actuala guvernare, vom vedea dacă va cădea sau nu până la urmă guvernul Câțu, bineînțeles cu argumente, iar cei care sună să argumenteze dacă își doresc să plece sau nu și argumente de ce, dacă pleacă sau nu pleacă. Vom deschide ediția din această seară cu un material foarte interesant, o să vedeți despre ce este vorba, el se intitulează Îngenunchiații. Este un material care ne pune relativ pe gânduri și ne întrebăm dacă poporul român este sau nu îngenunchiat. Invitații mei speciali din această seară este domnul Sorin Muncaciu, deputat AUR. Bună seara, domnule Muncaciu, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Și domnul George Ioan Hodor, actor. Bună seara și dumneavoastră, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit. Materialul despre care vorbeam, interpretarea aparține actorului, cum spuneam George Hodor, și aș vrea, înainte de a urmări împreună acest material, să vă întreb, domnule Hodor, când ați realizat acest material și de ce v-a venit această idee? Acest material l-am realizat anul trecut în săptămâna luminată, deci aproximativ o lună și ceva de lockdown. Și este cumva, dacă vreți, o concluzie a mea la ceea ce s-a întâmplat și se pare că și la ceea ce a urmat se întâmple. Faptul că suntem îngenunchiați e o formă ușor metaforică sau nu. Eu sper să fie doar metaforică. Deci este pur și simplu o reacție a mea în contextul a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă din păcate în continuare. Faptul că nu mai putem interacționa, faptul că nu mai putem socializa, nu mai putem să mergem la biserică sau să ne petrecem Sfintele Sărbători în liniște deplină. Și atunci am încercat în felul meu să trag un semnal de alarmă. Sper să fie perceput exact cum trebuie el să fie și să... Eu zic să urmărim materialul, după care vom comenta împreună și cu domnul deputat Muncaciu, pentru că sunt foarte multe de spus. Iată, incidența în capitală este de 8,98 la mie. Restricțiile sunt controversate și vom discuta și pe această temă. Haideți până una alta să urmărim acest material, așadar rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor, revenim imediat. Trezit peste noapte, îngenunchiați de un inamic fără chip, care ne seceră invizibil vecinii și frații, în fața căruia întreaga umanitate se înconvoie de neputință. Ne-am trezit cu străzile pustii și cu sufletele goale, singuri, izolați, încarantinați, martori ai prăbușirii lumii între zidurile propriilor noastre neputințe pe care le numim pereți. Ne-am trezit peste noapte, îngenunchiați, privind pe ferestre muguri pleznind în frunze, deșertul înflorindu-i macii crescând pe alei nemai călcate de om, pământul înnoindu-se a primăvară, a sfântă lumină de Paști, sfidând neputința îngenunchierii noastre. Ne-am trezit peste noapte, îngenunchiați, înfrânți, asediați, izolați, fa
față în față cu noi înșine, căutând singuri în noaptea neagră a sufletelor calea descenucherii. Ne-am trezit oare în al nouălea ceas? Vovadis, homo sapiens, ne-au îngenunchiat de fapt răutatea, mânia, violența, agresivitatea, neiertarea, gelozia, invidia, răutatea, neînfrânarea, frica, lăcomia, frustrarea, indiferența, care au primit toate acum doar un nou nume și o coroană. Corona este o luptă cu un amic nevăzut, care seceră rând pe rând părți ale aceluiași întreg din care facem toți parte. Ne-am trezit peste noapte, îngenunchiați într-o altă lume, o lume în care natura renaște și oamenii se ascund, în care stratul de ozon se reface și oamenii pierd singuri, neatinși, nemângâiați, neîmbrățișați, neiubiți, nealinați, înmănușați, încordați, baricadați, izolați, dezinfectați, îngroziți. O lume în care păsările zboară libere pe cer și oamenii sunt închiși în coliviile lor, la Roma, la Paris sau New York, la București sau la Teheran, la Milano, Tel Aviv, Napoli, Madrid sau Beirut, de o parte și de alta a lumii, de dincolo și dincoace, de marele zid chinezesc. E pustiu. E tăcere. Vom putea renaște împreună părți ale aceluiași întreg, atunci când m-am învățat să prețuim viața, atunci când m-am învățat să trăim împreună sub același cer. Ne-am ridicat din genunchi doar atunci când ne vom trezi cu adevărat, doar atunci când frunțile ni se vor pleca în fața iubirii de semeni, călători unii prin viețile celorlalți, prețuind calea și drumul și ocrotind planeta, adevărul și viața. Ne vom ridica din genunchi doar atunci când vom învăța smerenia, toleranța, acceptarea, bunătatea, gratitudinea, compasiunea, respectul, iubirea față de tot și de toate. Ne vom ridica din genunchi doar atunci când ne vom trezi înțelegând cu adevărat că iubirea îndurante lung și se dăruie, nu-și pierde bunătatea, nu-i invidiază și nici trufașe nu-i, nu e plină de sine, nu se poartă cu necuvință, nu-și urmărește propriile scopuri, nu provoacă și nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci de adevăr se bucură. Poartă toate poverile, pe toate le crede, năzuiește, speră totul, rezistă tuturor încercărilor. Ne vom dezgenunchea atunci când m-am învățat că iubirea nici când nu dă greș. Ne vom fi trezit abia atunci când vom înțelege că suntem muzafiri ai acestei planete albastre, nu stăpâni ei. Și atunci lumea noastră nu va mai fi niciodată la fel. Am revenit, doamnelor și domnilor, iată, am urmărit un material realizat și interpretat de George Hodor, actor și invitat în platoul nostru din această seară. Continuăm emisiunea noastră, alături este și domnul deputat Sorin Muncaciu. Domnule Muncaciu, iată că după mișcarea de ieri, după mitingul de ieri, practic nicio demisie. Restricții absurde. De ce spun absurde? Nu se poate intra, dau un exemplu, în restaurante, în cafenele, da? Pot intra doar cei vaccinați, da? Sau cei care au trecut prin boală. În timp ce copiii merg la școală,
fără alte restricții, mă refer, nu se mai păstrează distanțare, ca să nu vorbim că din școală pleacă acasă pe autobuz, pe tramvai, ajung acasă, deci pot cu ușurință să dea virusul părinților sau bunicilor și așa mai departe. Mie mi se pare o controversă, chiar și în condițiile că avem și un actor în platou, și legat de spectacole. Sunt măsuri luate pentru spectatori, adică se păstrează distanțare, mască, pot intra în sala de spectacol doar cei vaccinați, subliniez, sau cei care au trecut prin boală. În timp ce actorii, ca să nu vorbim de opera română, de operetă, de filarmonică, unde artiștii nu au niciun fel de restricție, sunt unul lângă celălalt, nu există distanțare, nu există testare, da? Adică nici măcar o dată pe săptămână să faci, să fii testat. Cum vi se par aceste restricții, domnule Muncaciu? Sunt absurde? În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că, deși comunitatea europeană a dat o directivă în acest sens, bineînțeles, guvernul și CNSU-ul nostru au complet au disregard, adică au nici măcar nu i-a interesat ce are de spus comunitatea europeană despre această problemă, motiv pentru care testații au dispărut din, și aici vorbim de categorii în care cetățenii puteau să se integreze în viața socială bazat pe criteriile pe care restrictive pe care Comunitatea Europeană le-a enunțat în acea directivă. Deci, testarea a dispărut, deci nu mai există testare, deci dacă ești testat, ceea ce înseamnă că în momentul acela nu ai această afecțiune, aceștia au fost excluși. Referitor la pacienții care au trecut prin boală, este absolut de neînțeles politica guvernului României, dar și alte națiuni, să fim serioși, adică mai sunt și alte state care practică acest lucru, împotriva celor care au trecut prin boală. Experiența medicală de la SARS-CoV-1, care a apărut acum 20 de ani, este un verde al SARS-CoV-2, este că pacienții care trec prin boală dobândesc o imunitate solidă și de durată, cel puțin 17 ani din datele pe care le avem din punct de vedere medical. Pentru ce? Spune că 6 luni ar fi imunitate. Asta este o absurditate. Este o absurditate ca și celelalte absurdități pe care le propagă acest guvern. Nu există un studiu care să arate că cei care au trecut prin boală sunt atât de vulnerabili la infecție. Nu e adevărat lucrul ăsta. Și uitați-vă statistic vorbind, nu? Deci ăsta e un aspect al chestiunii. Și e un aspect, am fost interesat pentru că mă afectează pe mine direct. Eu am fost în spital 5 săptămâni cu această afecțiune și știu foarte bine cum, despre ce să e vorba. Să spunem că sunteți și medic, adică sunteți în cunoștință de cauză. Da, sunt medic, numai că de specialitatea mea este ortopedie și bineînțeles criticii mei imediat or să spună, păi da, dar ăsta e ortoped. Foarte adevărat, numai că ce spun eu întotdeauna sunt punctele de vedere ale medicilor americani. Pentru am trăit 28 în Statele Unite și am ținut legătura cu o grămadă dintre ei, așa că știu despre ce e vorba atunci când e vorba despre aceste subiecte. Deci, considerați că e o discriminare între vaccinați și nevaccinați? Dar este evident, dar discriminarea are un scop. Aici trebuie să ajungem. Scopul este de a forța populația să se vaccineze. Despre asta vorbim. Nu vorbim despre măsuri epidemiologice care ar schimba situația. Astea sunt lucruri pe care de mult și OMS-ul și guvernele le-au. CNSU-ul, cel puțin de la noi din țară, a fost de-a dreptul penibil și eu nu înțeleg de ce, cât timp Parlamentul României o să tolereze situația de privitor pe geam în loc să-și ia în primire datoria lor. Noi suntem reprezentanții nației române, deci avem dreptul să întrebăm executivul pentru ce fac lucrurile pe care le fac. Și atunci comisiile acestea trebuie să fie adevărate, adică un executiv, un funcționar înalt al executivului trebuie să vină în fața comisiei să depună jurământ și sub amenințarea de sperjur să fie pedepsit dacă nu
spune adevărul. Așa se întâmplă în Statele Unite, țară pe care noi o, pe care, mă rog, aliatul strategic. Dar să terminăm discuția cu acest că de aici derivă și 590, adică 390, adică de certificatul verde pe care vor să-l introducă. A trecut deja de Senat. Mai e o controversă, mă iertați, da, domnule Muncaciu, și anume faptul că și cei vaccinați pot lua boala și o pot transmite. Păi aici este problema. Nu înseamnă că cei care sunt vaccinați, adică deci, domne, din nu punct mai de vedere boala, niciun fel de problemă. Asta este. Aici mi se pare. Păi da, din punct de vedere exact epidemiologic este o eroare, este o prostie. Adică lași, e, nu știu, cineva spunea și mi-a plăcut această formulă. Adică și vaccinați între ei. Spunea că e ca și când i-ai da unuia carnet de conducere, deși el nu a dovedit că poate să conducă. Exact același lucru. Cei vaccinați, și eu am avut prieteni și toată lumea cunoaște oameni care au fost vaccinați, dar care au făcut boala și au și transmis-o. Nu numai exact că au făcut-o. Deci, în primul rând, aici ar trebui să ne întoarcem la definiția vaccinului, dar să termin discuția aceasta. Vedeți, dumneavoastră, noi avem acum de ales între două lumi. Și asta să fie foarte clar pentru toată lumea. Dacă comunitatea europeană și statele din comunitatea europeană au decis mai mult sau mai puțin să folosească acest certificat verde discriminator și să forțeze într-un fel sau altul diferite categorii sociale să se vaccineze, de exemplu medicii, de exemplu personalul care intră în legătură cu publicul direct, atunci ne poziționăm pe una dintre cele mai retrograde poziții antidemocratice împotriva drepturilor omului. Dar tot în emisfera occidentală, civilizată, există și statele democrate americane, care au republicane din Statele Unite, peste 20, care au interzis certificatul verde. Deci, să fim foarte bine înțeleși, dacă domnul Macron, care a început această cruciadă, vrea să aducă Franța la nivelul Tajikistanului și să impună, numai Tajikistanul este singura țară care prin lege impune o vaccinarea forțată, dar și sperăm vaccinarea compulsivă. Acolo. Haideți să vedem ce ne spune telespectatoarea, prima telespectatoare din această seară, care intră în legătură telefonică cu noi. Bună seara, doamna Maria! Bună seara! Vă rog! Vreau să vorbesc cu doamna sau cu domnul care vorbește acolo, să spun că eu am 83 de ani și cum fac eu brăznicul mai mult doi ăsta de scrântul mă oprige pe mine să mă vaccinez? Nu, să nu folosim cuvinte nepotrivite. Ai zis eu, mai că nu mă aude, de aia vreau vorbesc, vă scuzați. Dar sunt foarte ofensată de a-mi lua libertatea de a hotărâ. Considerați că fiecare este liber să hotărască pentru el, da? Dacă vrea să se vaccineze sau nu. Asta vreți să ne spuneți. Nu, vă rog frumos, fără cuvinte de genul acesta. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Iată, o părere absolut, cum să spun, obiectivă. Este un lucru legitim, se bazează pe 100 de ani dreptul de jurisprudență, e vorba de secolul 20, nu? Principiile de la Nuremberg, știu eu, convenția de la Oviedo, de la Siracuza, sunt o grămadă de normative care au hotărât că nu poate o persoană să fie forțată să îi se aplice o procedură experimentală. Aici este problema. Nu? Și dacă n-ar fi experimentală, totuși consider că fiecare ar trebui să hotărască pentru el. În acest moment este experimentală. Iertați-mă dacă îmi permiteți. Eu cred că toată această nebunie, eu o spun nu ca un cunoscător sau nici măcar nu cred că sunt cunoscător, dar o iau pe o logică a unor situații deja întâmplate. Eu cred că dacă ar fi existat dorința reală să îi se explice populației de ce este bine să te vaccinezi, de ce nu este bine să te vaccinezi. Adică să existe o singură voce sau un grup care să aibă o singură voce să explice pe limba poporului. Domnule, este bine să te vaccinezi pentru că, nu este bine să te vaccinezi pentru că. Dincolo de interesele care cu siguranță există, interne sau externe. Dincolo de... De ce considerați totuși că se dorește această vaccinare în masă? Nu, eu am văzut în Israel și în țările unde s-au vaccinat exact mulți. Exact asta vreau să vin să completez. În Danemarca, și domnul Muncaciu cu siguranță știe, în Danemarca
în Norvegia și chiar și Suedia, cei care conduc acolo au explicat populației, în ghilimele, pe limba ei. De ce este bine să, de ce nu este bine să nu. Și sunt în stadiul în care ei acum, Danemarca, au renunțat la termenul de pandemie, au renunțat la implementarea unui certificat verde sau cum să mai numi el. Norvegia la fel, Suedia cu siguranță a mai avut o încercare, două chiar anul trecut, urmează să facă același lucru. Înțeleg de la dumneavoastră că ați fi pentru vaccinarea în masă, nu? Nu am zis că sunt pentru vaccinarea în masă, să nu fiu înțeles greșit, i-am spus doar dacă ar fi existat o voce clară să explice. Adică n-a existat comunicare. Guvernul, nu a existat comunicare, nu, da? S-a explicat pe limba cetățeanului. Înțeles. Și cu siguranță că teoria conspirației stă în picioare într-un mod deliberat. Cu siguranță că lumea acum nu mai înțelege de ce da, de ce nu. Nu mai știe ce să accepte și ce să nu accepte. Să se explice pentru persoanele care au probleme foarte grave de sănătate de ce nu este bine să facă. Sau pentru ei care să fie protejați. Nu sunt un adept nici pro, nici contra vaccinării. Eu doar o spun, dacă vreți, un punct de vedere ușor neutru. Da, dar totuși să ni se lase libertatea de a alege. Asta este clar. Domnule Muncaciu. Da, problema este mult mai complexă și are o istorie. E adevărat că foarte scurtă, de numai un an și jumătate, dar are o istorie și istoria este următoarea. Prin aprilie era foarte clar că ne confruntăm cu o pandemie a unei boli respiratorii care pe unii membri ai societății, mai ales cei cu comorbidități și peste o anumită vârstă, îi face vulnerabili și această boală poate să devină letală pentru ei. Exemplu Italiei, s-a văzut ce s-a întâmplat. Și atunci medicii și-au pus problema cum ne luptăm cu această boală. Este absurd să spui unei populații, așteptați să vină vaccinul, când medicul respectiv care a avut jurământul lui Hipocrate când a terminat facultatea, vine un pacient în fața lui și îi spune, sunt bolnav, am test pozitiv. Nu pot să lași acești pacienți. Ce ne facem că au decedat și persoane vaccinate în urma vaccinului? Da, dar lăsați-mă să termin, pentru că această istorioară este foarte, foarte elocventă. Și atunci acești medici s-au apucat să construiască pe baza fiziopatologiei. A apărut și un articol care exact așa s-a numit, fiziopatologia infecției coronavirus. Ei au făcut un protocol medical. De ce? Pentru că au constatat că această boală omoară și sunt mai multe componente. Este o componentă infecțioasă, deci cam în primele 8 zile boala virusul se multiplică rapid. După aceea există o componentă inflamatorie când resturile după această infecție pot să determine o reacție generală a organismului care aceea poate să omoare. Se constată că e vorba de tulburări de coagulare și dacă pacientul are o afectare pulmonară semnificativă, trece în distres, adică în insuficiență respiratorie. Ori toate aceste părți ale bolii trebuiesc unite împreună. E ca și cum, știți cum e, doctorul Urso a avut o expresie foarte frumoasă, a zis, o mașină merge, dar piesele, componente nu merg. Exact așa este și cu această boală. Toate aceste fațete ale bolii trebuiesc atacate medicamentos și din prima clipă. Un lucru care a fost foarte clar a fost următorul. Boala evoluează netratată și poate să ajungă în partea aceea în care insuficiența respiratorie devine primordială și pacienții se pot pierde. Motiv pentru care tratamentul imediat, ambulator, era crucial. Și atunci au început să caute medicamente. Și au găsit medicamentele antivirale, au găsit medicamentele antiinflamatoare, au găsit medicamente pentru distres, pentru insuficiența respiratorie și pentru tulburările de coagulare. Acestea au fost puse într-un protocol. Protocolul a fost transmis în toată lumea, deși cu probleme și aici o să discutăm de ce. Și există o soluție medicală a acestei boli. A spune că vaccinul este singura soluție pe care îl aud de la domnul prim-ministru până la domnul Arafat, până la că nu există altă soluție decât vaccinul, este o minciună.
Mai avem un telefon, mergem la Timișoara. Bună seara, sunteți în direct. Nu, nu vă supărați, cred că... O secundă. Bună seara. Vă rog. Despre vaccin, vorbim despre vaccin. Este foarte... Adică, întotdeauna e bine ca să ascultăm experții. Iar dacă vorbim despre vaccinuri, putem să ascultăm pe Luc Montagnier, care este un profesor în științe biologice și virusologice, care a spus clar, acest vaccin nu face nimic altceva decât introduce spike-ul în corpul omului și curba vaccinării va fi urmată de curba mortalității în 3 ani de, începând cu 3 ani de zile. Acest vaccin, de fapt COVID-ul, nu este detectat, n-a fost izolat, nu există așa cum este arătat de televiziune, este pur și simplu o sperietură ca lumea să ia vaccinul și de acolo se pleacă. Pe lângă vaccinul respectiv care este băgat virusul respectiv de la familia COVID, este și trilioane de particule de cafea. Am înțeles. Pot să vă întreb ce profesie aveți? Poftim? Pot să vă întreb ce profesie aveți, dacă vreți să ne spuneți? Ca și profesor, nu am nicio profesie. Sunt pur și simplu omul care vă spune ce este. Atât vă spun. Dacă nu trebuie să nici măcar să mă credeți pe mine, mergeți frumos și căutați, pe Luc Montagnier, căutați tot ce este existent despre virusologi, ce înseamnă acest vaccin. Acest vaccin este de populare a planetei. Nimic altceva. Am înțeles. Vă mulțumesc mult. Trebuie să fie în 2028, care n-a putut să reziste datorită candidaturii președintului Trump, a fost băgată în populație acum în 2021. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mulțumesc mult. Seară frumoasă să aveți. Iată o opinie, domnule Hodor. Ce părere aveți? Da, nu știu, eu încă o dată spun... Teoria conspirației este la loc de cinste, că e de vină virusul, că e de vină un politician, că e de vină populația. Cert e că virusul există. Deci cert este că virusul există, cert este că populația globului are de suferit și la ora actuală nu mai știm care încotro să merge. Și cred că este neinteresant dacă acceptăm vaccinarea sau nu acceptăm vaccinarea, pentru că scopul a fost a ne dezbina și a ne certa între noi, ca să nu folosesc alt cuvânt. S-au creat deja două tabere, nu? S-au creat între cele două tabere o mare prăpastie. Vaccinați și nevaccinați? Nu doar între vaccinați și nevaccinați, între cei care conduc și cei care sunt conduși. Fiecare vorbește pe limba lui. Și atunci, numai că populația nu mai înțelege... Este în derivă. Și nu e doar în România asta. La noi în România sunt fiertare că folosesc termenul ăsta de politică dâmbovițeană, care nu-i de acum, îi de foarte mult timp. Românul se pricepe la fotbal, politică și femei. Dar nu-i lăsăm pe aia care se pricep cu adevărat. Se și nu contează culoarea politică aici. Da, se pare că nu mai au încredere. Adică au fost atât de multe controverse. Oare de ce nu mai au încredere? Astăzi au venit, ne-au spus ceva, mâine altceva. Aș putea să vă răspund eu la întrebarea Vă rog, asta. Domnule Muncaciu. De ce nu mai au încredere? Vă spun de ce nu mai au încredere. Pentru că în 10 decembrie 2020 a luat loc un cartel internațional de mass media care se numește The Trusted News Initiative, care cuprinde toate companiile cele 6 mari americane, care cuprinde companiile occidentale, și aici mă refer la companii enorme, adică la carteluri mari, de exemplu European Broadcasting Union, vorbim de toate rețelele de socializare, Facebook, știu eu, YouTube, Twitter. Acești oameni s-au adunat într-o organizație din aceasta de tip cartel și au hotărât că singura metodă de ieșire din criză este vaccinarea. Bun, ăsta a fost punctul 1, dar punctul 2 a fost că tot ei au hotărât ca celelalte informații care sunt, de exemplu,
alternativa de tratament, cum sunt medicii americani. Medicii americani au fost scoși de pe Facebook, scoși de pe YouTube, scoși de cei care promovau acest protocol de tratament ambulator, adică din prima zi de boală, din prima zi de diagnostic, pacientul trebuie tratat cu acest protocol și astfel ei nu vor ajunge la spital și nu vor face forme grave. Acest lucru a fost boicotat de asemenea. A fost cenzurate informațiile referitoare la reacțiile adverse, la morbiditate, la mortalitatea dată de vaccin. Deci aici ne aflăm, de acolo a început această confuzie. Uitați-vă la noi în țară ce se întâmplă, un lucru absolut inacceptabil pe care domnii de la CNSU și foștii miniștri ai sănătății ar trebui să ne explice cum este posibil ca să fie totuși medicamente acceptate la nivel internațional, că inclusiv comunitatea europeană recomandă medicamente și la noi să nu existe aceste medicamente pe piață pentru a face un tratament din acesta, cum v-am spus. Ce medicamente sunt acceptate? Vorbim de favipiravir, vorbim de ivermectină, vorbim de hidroxiclorochină, astea la antiviralele intracelulare. Celelalte medicamente antiinflamatoare, dexametazon sau, mă rog, metilprednisol, celelalte medicamente există, chiar și cele împotriva, dar această categorie care face parte din structura, vedeți, dumneavoastră, când o boală are o complexitate așa de mare cum este această infecție respiratorie, nu pot să vină infecționiștii să spună noi avem cea mai mare experiență în tratat, să tratăm bolile de sânge, adică de coagulare sau insuficiențele respiratorii. Nu! Există medici care tratează insuficiențele pneumologii, există medici hematologii, deci există un complex de medici. Noi ar fi trebuit să vedem un grup de medici care tratează această boală, care este doamna de la Oradea, care a început pe contul ei propriu să trateze acești pacienți, pentru că nu puteau fi lăsați pacienții în voia soare. Nu puteai să le spui pacienților, nu există tratament pentru coronavirus, duceți-vă acasă. Și după două săptămâni veneau și trebuiau să interneze și atunci să le aplice tratamentul în spital, pentru că aceste medicamente există în spital, dar nu există în ambulator. Asta am vrut să spun. Bun, mai avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Da, vă ascultăm. Bună seara, Diana Pales, sunt o cunoștință mai veche, am vorbit săptămâna trecută, acum iar subiect vis-a-vis de restricții. Și mă incit aceste subiecte să în ordinea zilei. Deci eu sunt de calitate jurist, profesia mea este jurist, consilier juridic. Dar mă indignă că s-a împărțit societatea în două vaccinați, nevaccinați. Eu sunt vaccinată, am certificat verde, nu sunt bolnavă, n-am avut deocamdată probleme, doar că văd în ultima perioadă chiar și cei vaccinați, atunci de ce am făcut vaccinul, nimeni nu ne pune și nu a întrebat, n-am văzut interlocutor să întrebe ce compoziție are virus ăsta, vaccinul, compoziția biochimică organică. Din ce eu compoziție, și noi cu ce suntem încercați. 2. Copiii nu sunt de acord. Sunt copiii de la 12 la 16 ani, sunt în creștere, se dezvoltă epibrizele, se dezvoltă organele genitale. Cine ne garantează? Ni se dă o poliță de asigurare 10 ani plătită și și-o asumă domnul Arafat și tot staful cu respect pentru acești copii, dacă în caz în cei 10 ani, să zicem, când se termină, se încheie ciclul de creștere și formare până la adult, și asumă răspunderea pe o poliță de asigurare și ce valoare va avea. Nu cred că și asumă nimeni, dacă mă întrebați pe mine. Avizul acela, deci acel, cum să zic eu, cercetarea aceea vis-a-vis dacă face sau nu, deci testul în sine, care e diferența între testul normal epidemiologic care se făcea oricum de copii când veneau la școală sau credință, de la o simplă gripă banală, și testul COVID. Nu ne explica nimeni. Dacă există o soluție pe medicament, pe tratament, am auzit discuția, există într-adevăr oamenii care au încercat să facă acest lucru și au vindecat oameni, sunt marginalizați. De ce nu sunt sprijiniți? Vă mulțumesc mult! Și mie, domnul Arafat.
Da, nu l-avem în emisiune pe domnul Arafat, o să vă răspundă invitații mei care sunt în platou. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, iată o femeie vaccinată, dar totuși obligativitatea da, deci, este un lucru aici, care nu aici, ar trebui să existe. Aici intervine această politică a guvernului și a Ministerului Sănătății, dar acum aflând despre CNSU și despre domnul Arafat care decide niște lucruri care nu sunt de căderea domnului Arafat, pentru că haideți să discutăm un lucru foarte clar. Pe ce se bazează aceste cifre? E 8%, e 8 la 1000, e 10, 7, n-are importanță. Pe ce se bazează? Se bazează pe testare. Ce fel de testare? Păi sunt două feluri de teste. Testele cu anticorp, care se cunosc, au problemele lor, și pe PCR. Păi da, domnul Arafat, vă dau o veste. În țara noastră, niciun aparat PCR nu este omologat în afară de la Cantacuzino. Despre ce vorbim? După aceea este foarte cunoscut faptul că testul acesta de PCR are niște probleme. În sensul că multiplicări, adică ciclul acela de multiplicare prin care se poate evidenția au un anumit număr, până la 25 ar trebui să dea un rezultat. Peste 25 rezultatul are mari șanse să fie fals pozitiv. Deci despre ce cifre vorbim? Pentru că eu am făcut facultatea de medicină, e adevărat, acum 40 de ani, dar nu pot să înțeleg cum este posibil să spui că cineva este infectat doar pe baza unui test, când știm foarte bine că există probleme cu aceste teste, cu fals pozitive. Un pacient poate să fie diagnosticat pe bază de anamneză, îi trebuie un medic care să-l vadă, cineva care să coreleze testul de laborator. Nu poți să spui, avem 7000 de infectați. Serios? Păi înseamnă că renunțăm la facultatea de medicină. Cum poți să spui că un om este infectat fără să-l vezi numai pe baza unui test? Adică să duc unii în Spania sau au nevoie la servici și se testează și iese testul pozitiv sau fals pozitiv și acea persoană este infectată, să fim serioși. Deci, să nu mai zic, iertați-mă că am înțeles că testul PCR va fi scos din schemă. Nu, americanii l-au phase out și chiar și acolo, stați nu, puțin și că și în Europa. Momentul în care el a fost făcut, adică în care a fost admis ca test, FDA, Food and Drug Administration, care este organ, și CDC-ul american, au spus foarte clar, acest test se folosește numai la pacienții simptomatici. Păi, despre ce vorbim? Toți pacienții care intră în laboratoare sunt simptomatici? Hai să fim serioși. Deci aici, în primul rând, există o problemă cu aceste teste și cu stabilirea ratei de infectare. Eu personal nu consider că... Dar ce părere aveți despre testele cu salivă, care vor să le facă copii, da, la da, școală? Da, și aici sunt probleme. Depinde de tehnologie, depinde de felul cum se produce, depinde de modalitate, depinde de calitatea acestor teste. De vedeți, dumneavoastră, ca să spui că un copil sau un adult este pozitiv numai și numai pe baza unui test, fără să colaborezi cu clinica, este insuficient. Este insuficient din punct de vedere medical, adică a validității medicale. Deci domnii de la CNSU care fac aceste reguli pe baza acestor informații ar trebui să se gândească de două ori la lucrul ăsta. Pentru că nu este corect ca să blochezi un oraș, să blochezi niște comune suburbane numai pentru faptul că laboratoarele respective. Și vă mai spun încă ceva. Avem informații că există și presiuni. Acum nu pot să detailez această problemă, dar îl aștept pe domnul Arafat pe data de 5 în Comisia de Sănătate și Familie, pentru că am să-i pun câteva întrebări. Pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să știu de ce această agenție a medicamentului nu lasă fabrica de la Cluj să producă favipiravir. De ce noi suntem obligați să luăm abidol de la moldoveni, ivermectină de la bulgari? Care este rațiunea pentru care nouă ni se spune nu există altă soluție decât vaccinul, dar în același timp medicamentele care ar putea să formeze un
protocol, un protocol ambulator, nu sunt lăsate pe piață. Eu cred că asta este o greșeală foarte mare a ministerului și pentru asta toți miniștrii care au fost până acum ar trebui anchetați, pentru că așa ceva nu e posibil. Nu e posibil să așteptăm 6 luni, 8 luni, 9 luni, cât a fost din aprilie până în decembrie, să așteptăm să vină vaccinul și să nu facem nimic pentru pacienții ăștia. Nu se poate. Interesul ar fi ca și în materia de consum, pentru că noi am devenit o societate producătoare, am devenit o societate consumatoare. Nu, dar, și cu vaccine, da, și vaccine, dar, și cu medicamentele. Nu, dar vă spun, au existat niște politici, de exemplu, și pentru asta și televiziunile sunt de vină, și mass media, să fie foarte clar. Când au început să spună, păi nu, ivermectina, păi ce, ăla e tratament de cai, se dă la cai. Cum poți să spui așa ceva? Au fost folosite 3 miliarde de doze. Au fost 100 de milioane de oameni au folosit ivermectina pe glob și fac treaba asta de 25 de ani. Cum poți să degradezi un medicament în halul ăsta și să spui că e pentru cai? Că se folosește ivermectina. Dar acum haideți să discutăm și despre vaccin. Păi da, Pfizer este prima dată când a făcut un vaccin anticorona? Nu e adevărat. În anii 2000, Pfizer a făcut un vaccin care era pentru coronavirus, pentru căței. Da. Nu? Păi, despre ce vorbim? Adică era necunoscut acest virus? Nu, vă spun că mai sunt... avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo? Da, vă ascultăm, vă rog. Vorbiți sau nu? Da, vorbesc. Bună seara. Bună seara, vă rog. Sunt actualmente pensionară. Chiar am trecut prin boală. În data de 1 septembrie am fost vaccinată cu vaccinul Johnson, iar după 17 zile am făcut boala, dar o formă destul de ușoară, în sensul că nu am avut simptomatologia cu pierderea de miros, gust și restul, am avut doar o oboseală fizică. Ce vreau să subliniez? Pentru că profesia mea a fost de asistent medical, am participat de multe ori în campanii de vaccinare. Aș vrea totuși ca fiecare om să se gândească bine la ceea ce vrea, pentru că tot la fel, nici eu nu am crezut și nici acum nu pot să fiu un fan extraordinar al vaccinării, dar nici al nevaccinării. Pentru că pielea mea am simțit ce înseamnă această boală. Ce am mai înțeles. Vreau să subliniez? Am pe mama care are 88 de ani, fiind imobilizată la pat, am solicitat, nu eu de fapt, fata mea, pentru că i-am intrat imediat în izolare când mi-am dat seama despre ce este vorba, sigur, mi s-a făcut și testul care trebuie făcut, am fost examinată, toți parametrii, deci saturația de oxigen pulmonar, nu am avut nimic. Probele de sânge au fost ok toate. Bun, deci dumneavoastră spuneți că... Am solicitat serviciul de ambulanță pentru că se simte foarte rău, este bătrână, este imobilizată la pat și a fost refuzată. Cred că la ora actuală nu ne putem permite să ne batem loc de bătrânii noștri. Vă mulțumesc mult pentru intervenția telefonică. Am înțeles. Deci, ideea este că doamna voia să ne spună că, iată, dacă te vaccinezi, poți face o formă mai ușoară. Ce vreau să vă întreb, domnul Muncaș? Da, asta e adevărat. Ca medic, chiar dacă sunteți ortoped. Anul trecut a existat un domn, nu-i mai rețin numele, din Timișoara, care a propus un vaccin, dacă spun corect, prin Oncogen, Institutul Oncogen, un timișorean, dacă rețin numele. Da. În ideea de a fi sprijinit de către statul român pentru a trece de la faza de pretestare la testare. Din momentul în care dumnealui a ieșit cu un astfel de proiect, o astfel de invenție, nu știu cum să o numesc, din momentul ăla acel domn nu a mai existat pe zona de mass media și am înțeles că a început să ceară un ajutor către Uniunea Europeană ca să-și pună la bătaie brevetul, să-l poată dezvolta, să-l ducă mai departe pentru a scoate un vaccin oncogen pe piață. România poate nu face un vaccin? Nu l-a susținut statul român, dacă nu. Știți ceva în acest sens? Nu, din punctul ăsta de vedere, statul român este
e parc, acționează, acest guvern acționează ca și când singura lumină pe care poate să o ia este numai din afară. Am întrebat-o pe doamna ministru, de ce vaccinăm copiii? Că nu au morbiditate, mortalitate, statistic zero. Pentru ce facem lucrul ăsta? Păi așa a spus OMS-ul. Păi atunci am o noutate pentru toți aceia care pun OMS-ul în față. Domnule, Organizația Mondială a Sănătății, în afară de faptul că această organizație a fost concepută și, mă rog, nășită de Fundația Rockefeller în 1948, dar această organizație este singura organizație din paleta organizațiilor mondiale, adică sprijinită de guvernele mondiale, care primește finanțare de 4 ori mai mult de la entități particulare. Aici mă refer la corporații sau cartel de corporații. Păi stați puțin că eu nu mai înțeleg nimic. Noi vorbim de interese corporatiste într-o organizație cum este Organizația Mondială a Sănătății și asta se bazează pe finanțare? Păi atunci nu poate doamna ministru sau domnul Voiculescu, care au fost miniștri înainte, sau domnul ministru adjunct, să ne spună nouă că linia Organizației Mondiale a Sănătății este singura linie veridică de urmat. Ce soluție ar fi? Bun. Domnul Florin, sunteți la telefon în direct. Bună seara! Sărbăile, bună seara! Vă rog frumos, hai să zic și eu așa o chestie. Astă seara era Miron Mitrea cu un post și zică, domne, eu m-am vaccinat și eu nu vreau să vină lângă mine ăla nevaccinatul că nu e responsabil, tipul, adică că-i dă lui boala. Păi nu, că și vaccinatul zice, poate să ne dea, să dea boala celui nevaccinat. Lăsați-mă, vă rog frumos, să spun. Vă rog, pe scurt, că mai avem puțin timp până la publicitate. Păi toate televiziune și că dacă te-ai vaccinat, te-ai imunizat. Păi dacă te-ai imunizat, nu mai ai de ce să-ți fie frică, băi, fratele meu. Nu mai ai de ce să-ți fie frică, nu? Și vreau să ne transmit o chestie. Acum se vede care e creștin, care nu e creștin. Pentru că ăla care e creștin, el știe că boala e de la păcate și el se duce la biserică, să spovedește, să împărtășește, să duce și pupă la sfintele moaște. Nu cum vor ăștia să ne oprească acum, că zică, zicea Câțu satanistul... Nu, vă rog frumos, vă rog. Bun, vă mulțumim mult pentru intervenție și vă rog pe viitor să folosiți cuvinte decente, deci nu jignim pe nimeni, nu facem discriminări, trebuie să vorbim în... Ce soluție ar fi, legale, ce spuneați dumneavoastră, ca să putem să pornim motoarele? Soluția ar fi ca aceste tratamente ambulatorii să fie la îndemâna medicilor noștri. Adică un medic din România, orice fel de, mă refer de medici de familie, de boli interne, să poată să prescrie aceste medicamente și pacientul care se prezintă la doctor în prima zi și are un test pozitiv și are simptomatologie, așa, în momentul ăla să treacă la tratament. De ce? Pentru că s-a constatat că dacă așteptăm 2 săptămâni și insuficiența respiratorie se instalează, este mult mai greu să tratăm pacienții. Pe câtă vreme, dacă o luăm de la început, în perioada de multiplicare a virusului, deci atunci avem șansa ca... În primul rând să oprim transmiterea comunitară. De ce? Pentru că un pacient care a început să ia tratament nu mai transmite boala decât probabil 4 zile. Pe câtă vreme dacă un pacient este lăsat acasă cu paracetamol sau știu eu ce alte și nu este tratat, v-am spus, pe toate aceste paliere, adică trebuie să fie antiinflamator, trebuie să fie antiviral, trebuie să fie, dacă are distres, să fie, știu eu, dilatatoare în acestea pulmonare și trebuie să fie neapărat și tratament împotriva coagulării. Deci, cum să vă spun, pe mine mă șochează faptul că în țara noastră vorbește un singur medic. Și acela e domnul Arafat. Nu, aici ar trebui să fie un colectiv de medici. Pentru că v-am spus, meseria asta nu se face numai un singur medic. Un infecționist nu poate să trateze, adică mă rog, nu are experiență să trateze un pneumolog, un hematolog. Deci aici vorbim de un grup de medici care trebuie să colaboreze ca să găsească o soluție medicală. Pentru că se vede că aceste vaccinuri, adică
tehnologia aceasta cu mRNA vaccin, nu? Are probleme și de epidemiologie, pentru că boala se transmite, are probleme și de morbiditate, pentru că pacienții fac boala. Și din cauza acestui blackout total în mass media, să știți că nu este chiar așa de sigur că în lume cei mai mulți pacienți sunt cei nevaccinați. Sunt o mare parte nevaccinați, dar acum au apărut și vaccinați. Mă uitam la Marea Britanie, în valul 4 al lor, păi da, ei au un număr suficient de mare de oameni vaccinați, ca și noi de altfel. Eu sunt convins că dacă nu ar fi blackout-ul domnului Arafat sau, mă rog, a ministerului, noi am fi putut să... Țineți-vă vorba, domnule Mucaciu, că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. El, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite în mod automat mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare.
1970. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine domnul Sorin Muncaciu, deputat AUR și medic, și domnul George Ioan Hodor, actor. Iată, continuăm emisiunea, dezbaterea din această seară. Așadar, haideți să vedem și soluții, stimați invitați, da? Pentru că de obicei, iată, cei de la guvern nu ne dau soluții, și să discutăm puțin și de moțiunea de cenzură, să vedem, dumneavoastră că sunteți deputat, domnule Muncaciu, dacă marți va pleca totuși acest guvern acasă sau nu. Nu. Deci, din punct de vedere medical, este foarte clar că soluția trebuie să fie profilaxia. În ce sens? În sensul că noi vom încerca ca să dăm populației anumite medicamente care să poată eventual împiedica răspândirea bolii. Ori cea mai bună este tratamentul pacienților cu simptome, deci pacienții care e clar că au boala și care sunt pozitivi, imediat cu un protocol din acesta, mă refer la pacienții vaccinați, dar și la pacienții nevaccinați. Cum oprești un val dacă nu tratezi pacientul din prima zi? Aici eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Și aș vrea să-mi explice domnul Arafat, dacă nu avem medicamentele pe piață necesare pentru un protocol ambulator, care este strategia? Care este strategia? Să vaccinăm populația? Dar uitați-vă ce se întâmplă în Israel, nu? O populație vaccinată 25% în proporții foarte mari și valul continuă. Deci înseamnă că și cei vaccinați fac boala. Bun, acum noi și nu știm boala. Și atunci înseamnă că trebuie o altă metodă de stăpânire a acestei pandemii. Și eu vă spun că în aceste protocoale ale medicilor americani, adică internațional, că de fapt după ce au publicat toți și din Sud America s-au publicat studii mari, există un protocol acum care poate fi aplicat cetățenilor români. Îl avem la telefon pe domnul Codrin Ștefănescu. Bună seara, domnule Codrin Ștefănescu. Oh, here we go. Bună seara, Lia, bună seara, invitatul voștri, și bună seara și organul urmăresc la acest forum. Iată că românii au exprimat ieri nemulțumire față de guvernul actual. E mult de spus care sunt nemulțumirile, dar ne-am pierdut vremea. Vă las pe dumneavoastră să ne spuneți sau ce considerați, sunt abuzive restricțiile, trebuie să plece acasă acest guvern. Ce se întâmplă? În primul rând, dar am niște anomalii, cu litere mari anomalii. Astăzi guvernul ne-a anunțat că vrea să le-a judecată și a făcut plăceri penale pentru cei care au participat la nimic. Lucrul ăsta a enervat, cred că, foarte multă lume. Noi am și exprimat public în toate orașele unde au avut loc aceste manifestații ieri. Tot poporul a fost în stradă. El a fost în stradă, toată lumea gândește la fel. Faptul că vrei să faci plângeri penale celor care au participat este o suplimentare a pedepsei pe care dă Arafat, Gheorghiță și acea grupă de ziniștri care decid asupra libertăților individuale. Lucrurile astea degenerează pe oră ce trece și în loc să se potorească, în loc oamenii să poarte un dialog cu cei care au fost în stradă, au trecut de la amenințări la fapte. Deci de la amenințările realizate în vigoare și în București și în alte zone din țară, începând de atât la ora 20, s-a trecut la fapte, adică cu plângeri penale, vis-a-vis de cei care au participat. Demonstrația este foarte clară. Oricât de multe am fi în stradă și oricât de multe am ieșit în Timișoara, Cluj, Oradea, București, Constanța, Arad, Brașov, Iași și așa mai departe, oamenii ăștia n-au nici un gând măcar să poate un dialog, n-au nici un gând să se leagă faptul că lumea a transmis un mesaj foarte clar. Ne opunem dictatorii voastre medicale, ne opunem încălcărilor și libertăților individuale, ne opunem deciziilor voastre siniste, cretine și uneori absolut imbecile, ne opunem la toate lucrurile astea și iar voi să țineți cont. Faptul că nu țin cont, asta arată nespătarea și maciucură cu care sunt tratat și în același timp enervează foarte mult populația. Bun. Dacă moțiunea trece marți, Codrin, ce facem? Ce punem în loc? Sau... În primul rând, în momentul de față, după ultimele decizii, suntem aproape de un faliment generalizat în România. Oamenii ăștia sunt mai
lucrurile, pentru că nu țin cont de nimic. Adică părinții au ridicat niște probleme legate de modul în care copiii merg la școală. Profesorii sunt în stradă, persoanele sunt în stradă, minerii sunt în stradă, colega este în stradă. Transportatorii. De ieri și de astăzi au demonstrat foarte clar opinia generală, națională a României. O putere, când un guvern, o structură politică nu ține cont de absolut nimic, atunci lucrurile se complică foarte mult. Adică mesajul pe care îl dă Stânsul inclusiv atât după anunțul că guvernul, în mod oficial, depune plângeri penale împotriva celor care au face-o la meeting, înseamnă o chinare generală. Și atunci oamenii, în mod clar, refuză din momentul ăsta orice fel de dialog cu puterea. Putem vorbi de eventuale alegeri anticipate? Oameni importanți care, dacă mă întrebuie, nu mă aud când prin telefon, am și poterea să văd dumneavoastră, nu am televizor să vă văd, încerc să port un dialog, mă întreba și vă răspund. Ok. Eu vă spun care este opinia generală în momentul de față. Oameni care erau văzut la meeting și astăzi, oameni importanți, oameni care în ultimele, în cel puțin 12 luni, s-au exprimat în mod public vis-a-vis de aberațiile și din consecvența și de bătaia de joc acestui guvern. Oameni care au fost susținute de opinia publică, inclusiv în presă și în televiziune. Oameni care se bucură de notorietate. Noi toți la unison vă transmitem guvernului vostru ciudat și guvernului vostru de siniștri faptul că nu mai admite. Începând de la dat prima și până la, nu știu, avocatul Chipic, toată lumea a spus clar, nu acceptăm lucrurile voastre, nu acceptăm modul care vă comportați, nu acceptăm cum sistemul vostru, așa o pretin, care pune piciorul pe urmat, paralizează întreaga țară, paralizează economia, paralizează tot, într-un moment în care nu ne-a mers bine. Deciziile voastre pretine de acum un an de zile au înrocit economia românească și societatea civilă românească. Tot vin instituții care publică tot felul de analize. Institutul Național de Statistică spune, băi, oameni buni, s-au închis 514.000 de firme, microfirme românești. Dom'le, Horeca este în faliment. Dom'le, persoanele n-au bani să-și plătească întreținerea la date și la ureț, mai să-și cumpere medicamente. Păi nu puteți să vă bate joc de toată națiunea. Nu puteți să obțineți cont de nimic. Nu puteți să veniți cu astfel de imbecilități. Când oamenii pur și simplu nu mai au bani să-și cumpere o pâine în iarna asta. Oamenii sunt blocați cu zisicul în case de deciziile voastre aberante. Toate raportările pe care faceți sunt susținul de băi. Sunt medici, sunt oameni din sistemul medical care spun că sunt desincinoși, că sunt niște idioțenii, că mai influați opinia publică. Dialogul este zero și cu partele politice și în Parlament și cu sindicatele și cu statea civilă. Cine sunteți voi, de fapt, în următoare? Cine v-a pus în funcțiile astea? Bă, cine reprezentați voi? Că voi, poporul român, nu reprezentați. Sunt eu fără. Cine sunteți până la urmă? Cine ești tu, mă, Câțule? Cine ești tu, Arafat, cine ești tu, Găsită? Cine ești tu, Iohani? Adică, puteva să cine reprezentați voi în momentul de față? Când toată societatea și vină cu toate organismele aceste societăți, se opun și n-aveți un răspuns pentru mine și crizați pe toți. Și toate este simplă. La moțiune, mari, lumea așteaptă lucruri spectaculoase. Eu vă spun că să nu te aștepte. Pentru că sistemul are și un plan de și un plan ce. Nu există în momentul de față lideri politici în România care sunt chiar tamați și butonați de undeva de la pădure. Degeaba sunt în aceste fapte de siguranță oameni de verticali cu coloană vertebrală și români adevărați când ei sunt conduși la vârful acestui departament de o camarilă care se angajată să răspundă la comenzi, ori fie la noua securitate, ori fie la interesele străine. Și atunci tot ce va întâmpla în marți în Parlament este doar un teatru și un cerc ieftin, pentru că băieții ăștia au și o variantă. Deci o variantă ce? Care toate aceste variante împreună n-au nicio legătură cu ceea ce vrea poporul român, cu problemele pe care sunt de cu românii și cu deshidratele lor și cu dorințele lor, n-au nicio legătură. Mari, Găvac, când o să cadă sau nu guvernul Câțu, au un plan B. Nu este Câțu, o să fie Ciuc de la armată. O să fie Ciuc, o să fie un guvern PNR, USR, cu echipa câștigătoare, dar pe care se va linia. Nu o să fie aia, o să fie un guvern minoritar, dar ei nu pleacă de la Cioran și nu pleacă de la aceste butoane de puteri sub nicio formă.
Dovada cea mai clară este că aseară, în timp ce oamenii erau în stradă, în toate orașele țării, domnul Alapaci cu echipa aia clinică de la comandamentul de urgență au avut niște decizii de restricții care sunt aberante în toată Europa. Dacă știți declarațiile și se dăm declarațiile de astăzi, dar marilor oameni în presă și o anată în fie, care știți că aberante din România depășește orice fel de imaginație. Sunt atât de ilogice măsurile care au vis-a-vis de măsurile care au în Europa, încât în mod clar noi suntem în momentul de față o țară de până la suntem testați, vedem răzarea noastră până unde ajunge. Până unde ajunge momentul în care mă mărită mai exploda. Pentru că mesajul de ieri din toate orașele de la meeting nu a fost înțeles. E foarte clar. Da. Domnul Codrin, iertați-mă, George, sunt, îmi cer scuze. Există, din punctul nostru de vedere, o repetare a lui 1989 în sensul real? Sigur, toată lumea vorbește din ce ce mai des despre această paralelă, că s-a putea să existe un nou moment de genul ăsta. Poate din momentul când foarte mulți oameni vorbesc din toate categoriile sociale, da, poate gândești că e, poate exista. Adică există într-un moment în care nici o clasă socială nu este mulțumită. Hai să o luăm pe rând. Agricultorii, fără subiecte și fără nimic, își aruncă producția pe câmp, își dau foc la sere și facă buchetea asta public la televizor. Cei din transportul sunt la pământ, sunt distruși și completamente și vin peste tot felul de notificări și de lei și ordine de urgență noaptea care pun peste rad. Oreca este la pământ. Orice cârciumă, restaurant, băruleț, cafenea, trebuie să aibă 100 de condiții care sunt imposibil de pus în practică. Tu, ca cetățean, nu poți să fii de acord să te controleze că ești din restaurant, să ceară ceva de vaccinare, să ceară numărul de la picior, gruta sanguină, și așa mai departe. Deci nu ești de acord cu lucrurile astea. Persoanele sunt la pământ pentru că, în momentul de față, pensia unui pensionar este mai mică decât cumulul facturilor la curent electric și la gaz de pe o lună, în iar la asta. Ei nu mai au bani, încă de medicamente, nu mai au bani de pâine, nu mai au bani. Și toate clasele sociale sunt nemulțumite. Micul televizor este panic. INSEO a anunțat clar, domne, din cele 546.000 de firme făcute pe domnul Dragnea, cu micro întreprindere, cu unul de impozit, aproape toate s-au închis. Și era falimentul. Câțul se împrumută mai departe cu niște sume colosare și cu niște dăbuți colosare și se îndatorați în acest moment pe următoare 4 generații. Nu copiii noștri vor plăti, nu nepoții noștri, să nepoții noștri vor plăti. Evident că nemulțumirea este atât de mare, mai ales după deciziile de aseară și după toată această lipsă de dialog, încât clar că lucrurile nu vor evolua o direcție foarte bună și de timp în societate. O singură întrebare și îmi cere tare că am monopolizat. Este România pregătită să-și ia soarta în mâini dacă se întâmplă în 1989 în sensul real? Nu, România nu este absurd. Pentru că ce vrei și românii, România n-ar dori o situație de tensiune. Dar oamenii dau seama că fie au votat, fie n-au votat și această structură de putere a ajuns prin niște jocuri foarte inteligente din afară, coordonate de tot. Această putere citează orice fel de evoluție și orice fel de dialog. Voi ca presă puteți să puneți orice fel de întrebare, că nu se răspunde. Cine ținte când era noi la putere cu Dragnea și orice fel de așa al partidului, orice tipică din presă se răsa oricum de emiterea unui ministru, oricum de emiterea lui sau secretar de stat la aproape 24 de ore. Astăzi voi cei din media și cei care sunteți opinia publică, în media, puteți să urlați cu dovezi cu miile în fiecare zi, că vă va veni în seamă lucruri cu desfidați. Ori poporul este reprezentat în momentul de față prin vocile din presă. Pentru că singura putere în stat care a avut întotdeauna un cuvânt de spus a fost mass media. De 30 de ani, când vine la putere, mass media când a trecea atenția cu un aspect, ori să sta cu demite, ori cu poziții publice. Pentru că sunt imuni. Poți atași, adică a fost o mie de dovezi cu dosarul lui Câțu, cu și-a terminat bacalaureatul, că a fost repetent, că n-a făcut facultatea, că a făcut și-a drogat în America,
dar o grămadă de pube, că am fost un ucenic nereușit în sistemul bancar care a atacat leu. Deci lucruri pe care în orice altă țară s-a grătat cu anchete. Și de este singurul. Este singurul, la fel este și structura asta din USR, care a fost până acum la puterea turdeii, cu copii de foști comentaturiști, de comuniști, de securiști, cu tot felul de lucruri ciudate, cu tot felul de afaceri, statul pe care le fac, cu toată pretoaria lor cu fără penal în funcție, fiind toți penali cu părinții și cu bunicii lor comentaturiști, toată chestia asta pe care presa o ridică și nu ne primești, nu ne primești să răspund, evident că enervează extrem de mult poporul. Domnule Ștefănescu. Românii erau obișnuiți ca în momentul când presa deschide un astfel de subiect să se lase cu ceva. În România ar fi tare sub ei, mor oameni cu zile și nu gemem demisia. A dat o reacție de regret, nu că demisia din fața la rapața lui Gheorghi, ci altora, un regret. O declarație de regret, îmi cer scuze, ce iertare români. Care ar fi soluțiile dacă acestea există? Sau ce credeți dumneavoastră că ar trebui să se întâmple? Schimbare? Ce? Și cum? Cred că în curând... Mă refer la partide noi, la ce? Eu vă spun sincer, nu vorbesc mai de partidul dictat de vremea și de mine, că nu vreau să fac reclamă la postul vot. Eu vă spun ce a fost în piață ei. Oamenii sunt pregătiți în toate orașele pentru o chestie unică în România. Adică eu sunt convins că în câteva zile vor apărea niște platforme în care oamenii vor semna, vor constituție și vor cere alegeri anticipate. Okay. Ne revoltăm dacă din societate se transmite și în spațiu online și în spațiu teritorial. Deci oamenii au ajuns la pragul răbdării. Se cere ceva și în momentul ăsta sunt convins că în câteva zile vor apare platforme din care vor spune că, bă băieți, noi cu vor Constituție, dacă zicem un număr nu știu câte mai de semnături, facem alegeri anticipate și stăm de voi, pentru că se poate altfel. Pentru că voi sunteți imuni, inerți, inodori, incolori și infinți și în același timp mulți ori și mulți la orice problemă ridicăm noi, personal în stradă, la orice problemă ridică din partea noastră mass media, voi n-am niciun fel de răspuns, de înfintare totală, că parte este stăpâni aceste țări, ce este niște clar, niște sluci, și angajez de voi, ceea ce este o situație unică, n-am avut așa ceva niciodată în România. Soluția, iată, alegerea anticipate. Așadar. Bun, dacă doriți să mai adăugați ceva, domnule Codrin Ștefănescu. Vă ascult. Dacă doriți să mai adăugați ceva. Nu, vă ascult exact tot ce gândesc și v-am spus exact care este pulsul care a fost ieri în viața și la viața Victoriei și în viața vecindății. Și eu spun oamenii care acolo au participat, au fost toate categoriile sociale, de serviciu, au fost litigii de profesie, au fost medici, avocați, profesori, asistenți medicali, au fost oameni din sistemul educațional, au fost oameni de afaceri, au fost angajați și la stat și la privat, au fost șomeri, au fost oameni care au avut până de curând microfirme și au dat faliment. Deci toată lumea este nemulțumită și toți au în comun aceeași nemulțumire vis-a-vis de o structură de putere care nu ne reprezintă pe noi ca mea și ca stat. Oamenii ăștia sunt unici. Tot nici pe vreau Ceaușescu nu exista un sistem atât de opresiv să nu tine votul și opinia publică. Până și atunci, în toată cea mai dependă situație în care nu aveam curent și învățam lumina lumânării, totuși s-a adus și un filon care îți permitează pe plin, totuși nu îți dau coada până la maxim, ceea ce fac ăștia, adică în momentul în care presa din România, în care poporul stradă, în care toate categoriile sociale sunt indicate cu patronate, toată lumea cere ceva și tu ignori și bani loc de ei dividezi, este clar că n-ai nicio legătură cu țara asta. Că oamenii ăștia care la putere sunt într-o lume paralelă, doarate și de interese străine, cu totul altceva, am zis, nu de cu realitatea, cu simplu. Ei nu cred că realitatea pe care o trăim noi în fiecare zi. Corect. Îți întreba câțul dacă totuși, eu l-am întrebat și public, dar acum două zile, bă, băiatule, dar tu ai totuși părinți, ai bunici, ai oameni în familie să spună cam cum e cu pensia, era răspuns la televizor, întrebat de aceeași lucru, a zis, domnule, ai venit să răspuncă.
Mă zic, mă, bătă, da, directul nu se descurcă. Mai de se descurcă, dar spus, dar tu mă, nu știu de sute de hectare de pădure, de zola, a dus o parte, vă merg afacere, e în regulă, nici pe ministru. Bă, dar restul lumii, tu se descurcă. Oamenii sunt de acolo probleme. Și nu vorbesc mai de pensionari și de angajat, vorbesc inclusiv de ăștia care, oamenii care au muncit să-și facă o afacere în familie. Cu domnule, vreau faline, vă bată în lată, domnule, aproape sunt tot 100% falimentari. Deci toate categoriile sociale se ridică probleme și tu nu răspunzi. Înseamnă că, în mod clar, misiunea voastră aceea de a paraliza România, ca altceva, nu putem să ne ridicăm decât în centrele de copii liberi. Are România lider la ora actuală? Bă. Ar avea România lider pregătit ca să reurnească poporul în direcția care trebuie? Să știți că în momente de anarhie România și-a găsit și liderul trebuie să facă câteva calități. De fapt, trei. Trebuie să fie în primul rând patriot și recunoscut de tot că este patriot. Trebuie să fie foarte curajos și hotărât să-și lipte inclusiv viața, numai libertatea cum a făcut-o Dragnea. Deci chiar și viața pentru a să declar lucrurile. Și în situația de astea de extreme, da, apar astfel de oameni. Vă mulțumesc mult, domnule Codrin. Mulțumesc și o seară bună. Mulțumim foarte mult pentru intervenția telefonică. Așadar, iată, Codrin Ștefănescu, politician, a fost alături de noi. Într-adevăr, se pare că actualul guvern este cam rupt de realitate, gândindu-ne că premierul nu a știut cât costă o pâine, în timp ce ministrul finanțelor nu știa cât este salariul minim pe economie. Adică par un pic, sau un pic mai mult, rupți de realitate. Dar în același timp, premierul își face lecțiile foarte grijuliu cu cererile venite din străinătate. Ce motiv are domnul Câțu să împrumute cu 56 de miliarde de euro? E dublu acestui plan de redresare, nu? Ce a făcut domnul Câțu cu acești bani? Nu, Ministerul de Finanțe secretizează. E de neînțeles lucrul ăsta. Dar e, în același timp este de neînțeles poziția Parlamentului. De ce nu-l aducem pe domnul Câțu să ne spună negru pe alb ce a făcut cu banii ăștia? Nu. Lucrurile sunt mult mai grave. Există o opinie că în acest moment se pregătește marele reset, adică o schimbare a ordinii mondiale bazate pe o criză. Din păcate, uitați-vă ce se întâmplă. O criză declanșată în domeniul energiei, nu? Va declanșa o criză în domeniul alimentării populației, deci în domeniul alimentar. Iar aceste crize sunt organizate de piețe, nu? Deci cum? De ce s-au mărit prețurile atât de mult la energie? Din cauza, ne spune domnul ministru, din cauza bursei de la Viena. Păi dar e greu de înțeles cum e posibil așa ceva, pentru că cheltuielile de producție nu s-au mărit. Atunci care este motivul pentru care dintr-o dată o bursă acționează în acest sens? Mă rog, există și multe alte explicații, dar eu vă spun foarte clar. Piețele sunt făcute în această perioadă a neoliberalismului, a financiarizării capitaliste, ca să fie mânărite. Aduceți-vă aminte de Libor, da? Vă aduceți aminte? Ce s-a constatat? Că prețul a fost artificial mânărit de niște reprezentanți a unor bănci. Și asta, și exemplele astea se pot da în neștire. Deci, băncile centrale, uniunea acestor băncilor centrale, care de fapt depind de marea finanță internațională, execută un plan. Planul acesta de resetare, care ni se vinde tot timpul, vine, de exemplu, BlackRock, nu? Cu Direct Reset. Și ce se întâmplă? Grupul celor G7, nu? Deci ministrii de finanțe ai grupului G7, adoptă acest plan. Păi stați puțin că aici nu mai înțelegem noi nimic. Acest plan este adoptat de la o... deci este tot un dictat corporatist, dacă stăm să ne gândim, nu?
Deci, în concluzie, părerea mea este că acest guvern primește primește o fișă din străinătate ce să facă și cum să facă, iar obiectivul este sărăcirea populației României, pentru că am auzit comentarii foarte serioase de la oameni bine documentați care spun că faptul că românii posedă 90% din casele lor, adică procentul în populație de proprietate a imobil, adică a locuințelor, este inacceptabil de mare. Și atunci care este soluția? Soluția este să falimentezi pe toată lumea și aceștia să înceapă să umble la asetul care este locuința. Păi uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Aceeași companie, BlackRock, a cumpărat 10 milioane de case. Da? Sunt mulți proprietari în România, dar să nu uităm totuși ce salariu minim pe economie are. Asta vă spun, că ei încearcă să-i forțeze. Avem toalete în curte. Ei încearcă să-i forțeze ca să-și vândă casele. Asta e ideea. Pentru că vă dau exemplu din Statele Unite, unde BlackRock a cumpărat 10 milioane de case și uneori la prețuri mai mari decât prețul pieței și nu a vândut nici una dintre ele. De ce? Pentru că politica lor acum este ca toată lumea să fie să închirieze, nu să fie proprietar. Aici vreau să vă aduc. Dar în Berlin e efectul invers pentru cei care au făcut un referendum la nivel local, ca cei care au proprietarii care au peste 10 imobile, ceva de genul acesta, au fost câștigate către chiriași și urmează ca cei proprietari să fie lăsați fără casă. Da, aici e vorba de politica de rental, adică politica de închiriere, unde cine face prețurile. Războaiele astea s-au dus și în Statele Unite ale Americii, în New York au existat discuțiile astea, au fost, mă rog, da, apropo de criza locuințelor, uitați ce se întâmplă în China, nu? Acum noi ne confruntăm, o să ne confruntăm cu un val care o să vină de acolo. De ce? Pentru că acolo cea mai mare companie are 300 de miliarde de dolari este în datorie și va da faliment. Și atunci iară se prăbușește o piață imobiliară. Acest lucru, acest mecanism trebuie să-l înțelegem. Noi trebuie să înțelegem acest mecanism. Pentru că uitați ce se întâmplă. Acest lucru s-a întâmplat și în Europa, s-a întâmplat și în Statele Unite. De ce se prăbușește băncile dintr-o țară? Pentru că ele finanțează această criză, adică această goană după a prețurilor în imobiliare. Prețurile încep să crească, ei dau împrumuturi cu buletinul și împrumuturile acestea ridică prețul. La un moment dat creditarea se oprește și în momentul ăla piața se prăbușește. Băncile au deja pielea în the skin game, cum spun americanii, adică ei deja au dat împrumuturi, valoarea caselor pe piață a scăzut și ele dau faliment. Și atunci vine comunitatea europeană și le spune, nu e niciun fel de problemă, vă recapitalizăm, dar de acum încolo politica financiară și politica voastră va depinde de noi. Așa s-a întâmplat în criza din 2010-2000, când înainte de criză anumite țări, cum au fost Irlanda, Portugalia, Spania, Italia, Grecia, au fost stimulate să crediteze în asset market, pe câtă vreme țări cum a fost Germania au fost li s-a spus să facă invers. Deci aici este o politică. Noi trebuie să înțelegem lucrurile astea, pentru că dacă nu le înțelegem, considerăm că totul este haotic în lumea asta, dar nu este haotic. Există un plan. Uitați-vă la agenda 2030, ca să vă dați seama că toate lucrurile astea sunt stabilite, lucrurile astea merg în niște pași. Cei care manipulează din spate, manipulează economii întregi, nu numai economia țării noastre. Păi, în aceste condiții nu știu ce șanse avem, ce spuneți domnule Hodor? Avem șansa de a nu lăsa la putere oameni care execută ordinele de afară. Asta este șansa noastră. De-aia am și întrebat mai devreme, are România forța să-și găsească resurse în interior să poată să plece mai departe? Sigur că da, dar pentru asta trebuie să înlăturăm puterea actuală pe care ei au pus-o în mod, cum să spun eu,
nu într-un mod artificial, dar printr-o metodologie care arată acum că au avut un plan, există un plan. Nu îndatorezi o națiune cu 56 de miliarde în 2 ani, exact atâția bani cât am împrumutat noi în 20. Mă întrerup puțin, îl avem la telefon pe domnul Daniel Fenechiu, senator PNL. Bună seara, domnule Fenechiu, sunteți în direct. Bună seara. Domnule Fenechiu, prima întrebare ar fi ce se întâmplă marți cu moțiunea de cenzură. Părerea dumneavoastră, evident. Asta ar fi singura problemă. Alo? Da, vă auzim? Nu prea vă aud foarte bine. Noi vă auzim foarte bine. Vă întrebam ce considerați sau ce credeți dumneavoastră că se întâmplă marți cu moțiunea de cenzură? Cred că e o problemă, când eu n-am avut întrebarea dumneavoastră, putem reface legătura? Sigur, vă mulțumesc mult, colegii, vă rog mult să refaceți legătura, să ne auzim, iată, cu domnul avocat Daniel Fenechiu, senator PNL. Este bine să avem și opinia dumnealui, pentru că, iată, face parte din partidul care se află la guvernare. Așa cum spuneam, să vedem ce se întâmplă, iată, cu moțiunea de cenzură marți, da? Și totuși aș da un citat. Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane, spune: România rămâne totuși a doua cea mai săracă țară a Uniunii Europene. Cum comentați acest lucru? Da, este un lucru artificial. Suntem a doua țară, adică săracă, adică din Comunitatea Europeană, după Bulgaria. Da, pentru că atunci când noi am fost în vârful dezvoltării noastre industriale, și aici mă refer la anul 89, de acolo ne-am dezindustrializat folosind un plan neoliberal care a introdus noțiunea aceasta că marketul este, adică că piața este atot puternică și piața reglează tot, dar de fapt a fost un capitalist de cumetrie. Au fost niște forțe interne care pur și simplu au destructurat această țară din punct de vedere industrial. Adică sunt orașe întregi în care... Săraci într-o țară bogată. Da, uitați-vă, sunt orașe întregi din acestea de provincie, micuțe, nu foarte mari, dar care aveau o industrie. În momentul în care au distrus industria din acel oraș, cetățenii orașului respectiv nu au avut altă soluție decât fie să migreze intern, fie să migreze extern. Ori noi am pierdut 5 milioane de oameni, 4 milioane de cetățeni lucrează în momentul ăsta în străinătate. Păi și cum i-a dus pe aia înapoi? Păi aici e problema. Problema este că noi am pierdut controlul asupra acestei țări. Și vă aduc aminte că țările care au trecut prin perioada asta, cum a fost perioada postbelică, de exemplu Germania, niciodată nu a cedat controlul asupra domeniilor vitale, adică asupra energiei, asupra transportului, asupra bogățiilor interne. Ei nu au cedat acest control. De ce? De ce ni se cere nouă să cedăm? Și încă o dată vreau să aduc aminte tuturor că în tratatul de la Maastricht se scrie foarte clar: noi cedăm o parte din suveranitate tehnocraților de la Bruxelles, dar asta se face pe principiu parității. Păi care este paritatea între noi și celelalte țări europene? Haideți să ne uităm, nu? În domeniul bancar, toate băncile sunt străine. Chiar și asta care a rămas cecul, acest guvern, deși nu au pus-o în program, deși nu au scos un cuvânt despre vânzarea activelor statului sau punerea pe bursa a companiilor românești rămase, primul lucru pe care l-au făcut, au început să ne piseze cu vânzarea setelor, adică acestor bunuri și companii ale statului. Pe de o parte. Pe de altă parte, ce se întâmplă cu bogățiile noastre naturale? Noi suntem o țară acum să plătim prețul european la gaze, țară care producem gaze. De ce? Pentru că bursa de la Viena spune că prețul a ajuns la $1000, 1000 de metri cub. Nu se poate așa ceva. Este inacceptabil. Dar în același timp acest guvern nu deschide hidrocentralele de pe Jiu, care erau construite gata. Închide media, oprește exploatarea de cărbuni, nu?
face un contract care nu se știe când se va... Sunt incomensurabile. Așa, nu deschide iernut, nu? Deci, cum putem noi să considerăm acest guvern ca fiind un guvern care dorește ca populația să fie într-o poziție mai bună decât celelalte țări, atâta timp cât noi avem rezervele astea? În niciun caz. Din contră, ei acum vor să ne facă dependenți total de energia de afară. Păi și dacă ne rupem de sistem, că era auzeam în Piața Victoriei, dacă nu mă înșel, că s-a strigat ro-exit. Am refăcut legătura telefonică cu domnul Daniel Fenechiu, senator PNL. Bună seara și vă mulțumesc că iată că ați intrat în legătură telefonică cu noi. Bună. Acum sper că ne auzim. Acum auzim. Bun. Domnule Fenechiu, ce părere aveți de moțiunea de cenzură care va avea loc marți? Trece sau nu trece? Păi, moțiunea de cenzură este un act democratic prevăzut de Constituție și de regulamentele Senatului, prin care un număr de parlamentari, o pătrime, pot să solicite demiterea guvernului în momentul în care domniile lor apreciază ca o motive. În momentul de față e cât se poate de evident că în contextul în care USR Plus va vota această moțiune, perspectivele sunt de trecerea acestei moțiuni și de demitere a guvernului rămas în momentul de față PNL-UDMR. E adevărat că până marți vor mai urma discuții informale, formale, cu colegii noștri din USR Plus, pentru că în opinia noastră ar fi o greșeală ca USR-ul să junesc armele cu un partid anti-european și anti-vaccinist cum este AURU, cu care de altfel au o moțiune care în momentul de față este suspendată până la decizia curții, și cu Partidul Social Democrat. Noi sperăm că în al 12-lea ceas colegii noștri de la USR vor face pasul lateral și nu vor intra în acest joc al PSD-ului de demiterea guvernului Florin Câțu, mai ales raportat la împrejurarea că în momentul de față România are nevoie de un guvern valid, de un guvern care să poată să emite actele normative necesare, pe de o parte, pentru limitarea efectelor creșterii facturilor la energie și, pe de altă parte, pentru luarea măsurilor necesare pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus cu care ne confruntăm. Ce va fi? Vom vedea marți. Da. Ce părere aveți de meetingul care a avut loc ieri? Foarte mulți cetățeni și-au exprimat nemulțumirea de actualul guvern. Mulți dintre ei, iată, spunând că și restricțiile care deja sunt în vigoare sunt aberante. Acum, povestea este următoarea. Omul, prin definiție, este o fire liberă. Orice îngrădire a libertății omului generează un anumit grad de insatisfacție, oricât de mică este limitarea. În momentul în care venim după o perioadă de aproape de un an jumătate de diverse limitări, de la acele adeverințe cu care puteai să ieși doar în anumite intervale orare din casă, până la purtatul măștii chiar și în afară, până la o serie de constrângeri pe care fiecare dintre noi l-am avut, în contextul în care în vara acestui an a operat un anumit tip de relaxare și în contextul în care o mare parte din țările europene au trecut deja de valul 4, s-au generat din motive diverse, începând de la necunoaștere, până la neștiință, până la răutate, până la intrigă, tot felul de manifestări de acest gen. Acum, aici, eu cred că pentru orice persoană care analizează lucrurile la rece, este cât se poate de evident că guvernul, niciun guvern, nu doar actualul guvern, nu își dorește să-și ostilizeze populația să vină cu măsuri nepopulare de genul restrângerii dreptul la liberă circulație, purtatul măștii și o serie de interdicții care sunt impuse în momentul de față.
Dacă aceste măsuri se iau, înseamnă că specialiștii în domeniu, virusologii, medicii, recomandă aceste măsuri care au o inspirație din practica europeană și în recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și menirea lor este să limiteze efectele pandemiei. Faptul că s-au adunat ieri un număr important de români, au fost 15.000 sau 20.000, mai puțin important, da? Este un lucru care, din punctul meu de vedere, nu este o victorie a democrației. Pentru că în momentul în care adun mari mase într-o zonă limitată, chiar la Europa de afară, nu poți mască, există un contact direct, nu faci altceva decât să expui acele persoane la riscul contaminării cu coronavirusul. Iar, având în vedere faptul că în România doar 30% din români sunt vaccinați, riscul ca cei care se contaminează să facă forme grave este destul de serios. Eu sper că mare parte din conaționalii noștri, mare parte din români, înțeleg că chiar dacă aceste măsuri sunt niște măsuri care nu sunt plăcute fără îndoială, ele sunt luate pentru a salvaguarda sănătatea populației din România și sunt luate pentru a limita efectele virusului. Bun, mai am o întrebare la dumneavoastră, domnule Fenechiu, pentru că s-a discutat aici în platou și de aceea sunt multe controverse. Legat de acest lucru, pe de o parte nu poți să intri într-un restaurant doar dacă ești vaccinat, da? Sau ai trecut prin boală, în timp ce copiii merg la școală, fără restricții, mă refer la orașe, nu se mai păstrează distanțarea și să nu uităm că se întorc pe tramvai sau pe autobuz, da? Și pot da virusul părinților sau bunicilor. Adică sălile de spectacol, spectatorii sunt protejați, da? Cu distanțare, intră cu măști, sunt vaccinați, capacitatea sălii este ocupată doar 50%, în timp ce artiștii nu au niciun fel de protecție și aici mă refer de exemplu la filarmonică, la operetă, la operă, unde sunt la un moment dat și 50, poate chiar și 100 de persoane pe scenă, cu orchestră cu tot evident, fără niciun fel de măsură de protecție. O să încerc să fiu cât se poate de onest în răspunsul care vi-l dau. Realitatea face ca eu să fiu avocat. Să nu am nici cunoștințele medicale necesare ca să pot evalua într-o manieră științifică aceste măsuri. Și ăsta e motivul pentru care încerc să dau un răspuns cât se poate de onest și de decent. Eu am învățat la școală că și în profesia pe care o exercit, că acolo unde există o lămurire care dă pe dată de un specialist într-o altă zonă, noi avocații cerem părerea acelui specialist. Dacă e vorba de problemă auto, mergem la expertul auto, dacă e vorba de problemă medicală, mergem la medic care face expertiză medicală, dacă e vorba de contabilitate, mergem la expertul contabil. Deci, din punctul ăsta de vedere, și actul de guvernare se face la fel. Apelezi la soluțiile pe care le furnizează autoritățile medicale în domeniu. Eu nu pot în momentul de față să comentez niște măsuri și eu am la rândul meu, ca și dumneavoastră, îndoielile mele în raport de anumite măsuri, dar atâta vreme cât ele vin de la medici care sunt specializați pe zona respectivă și este responsabilitatea lor, cred că observațiile mele, oricât ar părea ele de logice, sunt observațiile unei persoane care nu are cunoștințe medicale. Mă uit și eu în presă și contactă din la el, de exemplu, la cei care au fost vaccinați doar cu două, dar au făcut doar primul vaccin și rapelul, pot să beneficiez certificatul verde de post 80 de dacă fac vaccinul al treilea, da? Constat că în anumite țări sunt reglementări similare, în altele sunt alte tipuri de reglementări. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, sunt o serie de lucruri care pot părea inadvertente, dar la care cred că doar medicii pot să răspundă, pentru că în momentul în care un om politic începe să se priceapă la toate lucrurile, avem o problemă foarte serioasă. Iar eu nu sunt priceput în lucrurile astea, încerc să ascult medicii, pun întrebările care derivă din gradul în care înțeleg anumite măsuri sau din întrebările care îmi sunt adresate. Dacă primesc răspunsuri, le ofer în continuare, dar încerc pe cât posibil să nu vin eu cu soluții în zona asta, pentru că, repet, nu sunt specialist.
Vă mulțumesc mult pentru intervenția telefonică. Să aveți o seară minunată, domnule Fenechiu. Numai bine. Nu vă spălați. Domnul Fenechiu a spus două lucruri care nu sunt... Deci hotărârea curții a fost că moțiunea trebuie să meargă înainte. Îmi pare rău că domnul Fenechiu se prevalează de faptul că nu a fost decizia curții publicate, dar hotărârea este expresă. Moțiunea trebuia să meargă înainte. Nu a fost suspendată, domnul Fenechiu, îmi pare rău. În ceea ce privește felul în care acest guvern a impus restricții cu privațiune de, adică cu afectarea drepturilor omului. Păi, prin ordonanță de urgență, asta este o metodă, asta este democrația partidului PNL-ului, acestui guvern? Cum adică? El scrie foarte clar în Constituția României. Atunci când este vorba de amendarea drepturilor omului, asta se face numai prin lege. Și atunci ei se prevalează de faptul că o ordonanță dată de urgență intră în efect imediat. Păi nu așa, domnul Fenechiu. Nu vă supărați pe mine. Nu așa se face democratic. Democratic era, veneați colegi în Parlament și o treceați. Dar ce s-a întâmplat cu certificatul verde în Senat am văzut. Nu? Adică au fost voturi împotriva, au fost voturi de abținere și ultimele voturi au fost obținute prin telefon. Ama, eu vreau să văd acest 393 în Parlament. Vreau să văd cum îl apărați dumneavoastră o asemenea privațiune de drepturi. Pe de o parte. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți, nu? Că nu suntem specialiști, să vină specialiștii. Păi da, domnul Arafat este specialist. De ce guvernul ăsta nu aduce în față specialiștii, nu, din CNSU care au făcut aceste hotărâri? Ei să ne explice. Eu vreau să văd epidemiologii, vreau să văd medicii care fac parte din comisie. Să-i văd în față ca să ne explice de ce au luat hotărârea asta. Nu să vină domnul Arafat și să ne citească dintr-o foaie. Că asta nu este explicație științifică. Pe de o parte. Pe de altă parte. Atunci când medicii din țara asta sunt forțați să se vaccineze, există aici o problemă pe care dumneavoastră, domnul, adică guvernul ăsta o are, pentru că într-adevăr în Constituție scrie că guvernul este dator să salvgardeze sănătatea populației. Dar în același timp, în codul civil, în articolul 63, scrie că nu poate să prevaleze dreptul colectiv în fața dreptului individual de a alege. Și aici ne întoarcem la aceeași problemă filozofică în care colectiviștii spun că drepturile trebuie să le obținem de la guvern, pentru că guvernul ne dă ce avem și ce nu avem voie, pe câtă vreme conservatorii și, republicanii americani spun că drepturile noastre sunt date de la Dumnezeu, nu sunt niște lucruri, pentru că un drept pe care te duci să-l ceri, ăla nu mai e drept. Pe de o parte. Pe de altă parte, uitați ce se întâmplă. Exact acolo e diviziunea. Sunt state colectiviste care folosesc această filozofie colectivistă și atunci apar certificate verzi discriminatorii și obligație de vaccinare și forțarea vaccinării și sunt state care se bazează pe filozofia aceasta conservatoare, cum sunt statele americane care interzic certificatele verzi. Domnule Hodor, considerați că ne sunt încălcate drepturile prin aceste restricții sau nu? Încălcate sunt foarte, cred că e puțin spus că sunt încălcate. Eu cred că mai degrabă s-a făcut într-un mod intenționat tot ce s-a făcut până în ultima perioadă mai mult. În sensul că nu văd o logică și nu văd cum ai putea să controlezi în sale de spectacole cei care sunt vaccinați și cei care nu sunt. Și o să-mi spuneți, păi da, dar există aplicația respectivă, există tot sistemul ăsta care... Nu, dar să nu uităm că și vaccinații pot fi purtători ai virusului și pot transmite. Deci e un lucru de subliniat foarte important. Întrebarea mea este,
Pe de o parte, pe de altă parte, așa cum spuneam, artiștii nu sunt protejați. Adică tocmai de aici se nasc aceste discuții, aceste controverse. L-aș completa cumva pe domnul Muncaci, în sensul că nu era mai bine să iasă un grup de imunologi, epidemiologi, care să spuie clar despre ce este vorba în propoziție, de la bun început, și să ne ținem după ei și nu mai conta culoarea guvernului, nu mai conta cine era și cine nu era la putere. Ideea este că suntem în situația în care suntem. Nu mai putem să dăm timpul înapoi, că dacă am fi putut, probabil că l-am fi făcut cu siguranță. Dar cel puțin să învățăm ceva din tot ceea ce s-a petrecut până acum, nu? Adică ar fi ideal. Păi ar fi fost ideal, iertați-mă, cer scuze, ar fi fost ideal să învățăm ceva și din pandemia din 1918, nu? Și n-am învățat n-am nimic. N-am trecut prin ea. Decât nu dacă am trecut noi trei prin ea. Vorbim de generație care a trecut. Și n-am învățat nimic din ea. Mi-e teamă că nici din asta nu vom învăța nimic. Și spune-ți. Se va repeta. Nu vă supăra, dar practica acestui guvern pe mine mă sperie foarte tare. De ce? Pentru că haideți să o luăm cu Organizația Mondială a Sănătății. În 2016 are loc o conferință în Muntenegru prin care se stabilește foarte clar și negru pe alb că reacțiile adverse la vaccinare trebuie examinate de o comisie. Nu? Eu o întreb pe doamna de la DSU în comisie, unde este această comisie? Ar trebui ca în această comisie să nu fie numai epidemiologii de la Institutul Național de Sănătate Publică. O comisie nu poate fi formată atunci când are în studiu reacțiile adverse. Acolo trebuie să fie medici specializați în domeniile lor în care reacțiile aceste adverse se manifestă. Adică trebuie să ai un cardiolog pentru afecțiunile cardiovasculare. Și s-a văzut că una dintre problemele vaccinării tinerilor este miocardita și pericardita. Deci vorbim de afectări vasculare. Trebuia să fie un pneumolog. Trebuia să fie un... Adică și totuși această comisie... Eu nu văd unde este această comisie. Pe de altă parte, cum bine ați spus, n-ar fi normal ca cei care, deci vârfurile medicinii, vârfurile epidemiologiei noastre care au dat aceste sugestii guvernului să vină și să le explice, nu? Corect. Păi? Domnule Hodor, în concluzie. Concluzia este că mi-e teamă să nu ne pască în 1907, mai în glumă, mai în serios, Doamne ferește. Ideea este că ar trebui să ne reorganizăm cu totul, ca să nu zic altceva. De sus în jos și de jos în sus. Restart. Dacă veți restartare, nu știu cum se mai numește, că mi-e și frică să mai folosesc anumite cuvinte, că sunt interpretate greșit. Da, o posibilă restartare. Data din cât o nație este lovită exact în pilonii principali, în sănătate, în învățământ, cultură și religie, acea societate, acea nație este la pământ. Și economia. Păi toate merg în lanț din secunda aia. Și nu o să mai poți să faci nimic nici cu 1907, nici cu 1918 și cu nimic. Și în secunda aia se poate pune cruce. Și concluzia este să ne reorganizăm, să înțelegem că dacă alegem să mergem într-o direcție, să ne asumăm, pentru că n-am făcut-o niciodată. Suntem cumva în haos în momentul acesta. Dar noi nu ne-am asumat niciodată o direcție. Ne ard pacienții în spitale și ministerul are... nu vedem demisii din partea ministerului. Trimitem o echipă de control, nu se dar poate nu mai aflăm niciodată ce s-a întâmplat, dacă care se alege sunt calea cauzele și nu am învățat nimic din cele petrecute. Iertați-mă și o secundă. Dacă se alege calea vaccinării obligatorii sau constrânse, să se meargă pe ce spuneți domnul Muncaciu, pe nevoile pacientului, pacienților, să se facă un set de analize. Dar eu cred că cel mai bine este ca noi să decidem dacă e ok. Și să prevenim acest aspect. Am ajuns la finalul emisiunii, doamnelor și domnilor. Vă aștept duminica viitoare, începând cu ora 20. Nu uitați, emisiunea De Vorbă cu Românii, emisiunea dumneavoastră. Duminica viitoare sunt alături de dumneavoastră, începând cu ora 20. Să aveți o seară minunată în continuare pe Capital TV.